Dacă găsim un moment decât anul viitor să vinde mai mulți bani, să-i rugăm pe cei care lucrează sau o altă firmă, mă repet, dacă îl găsim, să ne facă același lucru la... Dar la ora actuală, această firmă nu au prinsii partele și... Nu, că nu sunt... Păi nu există contract, domnul Sona. Deci nu există contract. Acum s-a doamnat acum, i-a rămas oarție cu soarele. Pot. Da. Eu mă întreb, cum fac lucrările când nu există un contract? Nu s-a o iau, o iau azi, nu fac când. Nu, că văd că m-a atacat să urmești pe doamna Mariana cu... Deci acolo nu există un contract. Servicii comunale nu are un contract. Eu v-am răspuns, doamnă, domnul, dar eu v-am răspuns la ce a spus dumneavoastră pe gândire. Deci, la ora actuală nu există un contract semnat între servicii comunale și acea firmă. Sunteți de acord sau nu? Eu verific acea firmă, dacă are. Eu știu că am, eu ca și primărie cu servicii comunale de 3 ani de zi. Păi ăia foarte capul lor acolo, după primărie. Mă lăsați și pe mine. Da, rog frumos. Dacă vă rog foarte mult. Eu m-am lăsat să vorbiți, când vorbesc eu, vorbesc eu. Când, după ce vorbesc eu, vorbiți și dumneavoastră. Deci eu am concesionat pe 3 ani de zile serviciilor comunale, zonele verzi. Mai departe, dacă aveți alte probleme, mergeți și discutați la servicii comunale. Eu cred că ce a fost de discutat în Consiliul Local am dat discutat. Bun. Noi am luat legătura cu serviciile comunale și dădeau de nume. O să vedem mai departe. Și vedeți, poate acum adaug din altceva. O să vedem.